Salut! Viața într-o lume post-apocaliptică este una din temele frecvent întâlnite în filmele din ultimul deceniu. Cauzele de exterminare sunt cele mai diverse și depind doar de preferințele producătorilor. Astfel, cele mai îndrăgite metode de nimicire a umanității sunt bolile incurabile, care deseori transformă cadavrele în creaturi hidoase și mereu flămânde. În alte scenarii, planeta este invadată de extraterestri sau pur și simplu devine nelocuibilă din cauza problemelor ecologice. Dacă îți plac istoriile despre supraviețuirea speciei umane după sfârșitul lumii, atunci ai dat de videoul potrivit, deoarece astăzi vreau să-ți prezint cele mai reușite seriale despre viața în lumea post-apocaliptică. Rămâi cu mine până la sfârșitul acestui video pentru a găsi o istorie pe gustul tău, dar dacă ești pasionat de cinematografie, abonează-te pe canalul meu pentru a fi la curent cu cele mai noi și reușite filme lansate, topuri tematice sau curiozități cinematografice. Și hai să începem! În viitorul îndepărtat, oamenii au pierdut vederea și generații la rând, copiii ascultă amintirile transformate în legende despre timpurile când oamenii puteau să vadă. Din acest motiv, pentru a supraviețui, ei sunt nevoiți să-și folosească restul organilor de simț la capacitate maximă. Toate acțiunile elementare, cum ar fi căutarea proviziilor sau construcția locuințelor, devin sarcini destul de complicate. Eroul principal este Baba Voss, căpetenia tribului Alkeni, un conducător puternic și neînfricat. Soția acestui aduce pe lume gemeni care, spre mirarea întregului trib, pot vedea. Vestea despre copiii văzători se răspândește rapid și face pe mulți să creadă că copiii sunt o amenințare pentru pacea fragilă instalată între triburi. Totodată, copiii devin o pradă răvnită de căpetenia vecină care nu se va opri până nu-i va obține și Baba Voss va fi nevoit să-și folosească toate abilitățile sale pentru a-și proteja familia. Into the Badlands. Lumea nu mai e ca înainte. Numeroasele dezastre naturale și cele create de om au distrus așa noțiuni ca democrația, societatea sau religia. Acțiunea serialului are loc în Badlands, un teritoriu divizat între 7 baroni feudali care controlează toate resursele necesare pentru supraviețuire. Eroul principal este Sunny, un mercenar iscusit. Asemenea samuraiilor, acesta îl slujește credincios pe stăpânul său, baronul Kin, cel mai influent baron din Badlands. Datorită calității sale, Sunny a devenit conducătorul armatei lui Kin și mâna sa dreaptă. Într-o zi, Sunny este implicat într-o ambuscadă pusă la cale de Widow, baronul concurent care de mult își dorește poziția lui Kin. În această ambuscadă, Sunny face cunoștință cu un tânăr pe care îl aduce în Badlands. Treptat, cei doi se împrietenesc și Sunny înțelege că tânărul nu este doar un adolescent pierdut, dar trecutul său este învăluit de misterii. Între timp, tensiunea între Kin și Widow crește, transformându-se în confruntări violente. Întunericul. Cred că fiecare din noi are în trecut un episod în care ar dori să se întoarcă pentru a schimba acțiunea făcută sau decizia luată în acel moment. Anume, această schimbare crucială vor încerca să facă personajele din această producție de la Netflix. Una din puținele ecranizări care au spart șabloanele plictisitoare despre călătoriile în timp. Istoria prezentată este așa de complexă încât vei avea nevoie de atenție maximă pentru a nu te încălci în firele cronologice și spațiile din serial, dar oscilațiile dintre prezent, trecut și viitor pur și simplu hipnotizează. Și dacă luptând cu destinul cu Ethan Hawke în rolul titular a fost pe placul tău, la sigur nu poți rata și acest serial. În centrul istoriei se află câteva familii dintr-un orășel german. La prima vedere, unica ce face acest loc deosebit este centrala atomică care la propriu asigură existența orașului. Însă de-a dreptul deosebit acest oraș îl fac peșterile subterane în care se află un portal de călătorie în timp.
Acțiunile relatate vor începe în 2019 cu disparițiile inexplicabile a copiilor din oraș. Cercetarea acestor dispariții vor scoate la iveală multe secrete și va lega într-un nod destinele a 4 familii din oraș. Legătura ce va declanșa apocalipsa. Aflând despre apropierea sfârșitului lumii, membrii acestor familii, fiecare în timpul și chiar lumea sa, vor încerca să prevină un astfel de final. The Walking Dead. Cred că ar fi imposibil ca clasamentul de astăzi să nu includă serialul care a stârnit nebunie în rândurile amatorilor de sci-fi și zombie. O combinație potrivită dintre elementele horror. Un scenariu interesant cu personaje bine conturate și distribuția reușită. An la rând a ținut spectatorii cu ochii pe încercările de supraviețuire a eroilor din acest serial. Desigur, popularitatea acestuia a scăzut drastic spre ultimele sezoane. Și cu părere de rău, The Walking Dead a împărțit soarta tristă a serialelor a căror producători nu s-au oprit la timp. Însă începutul a fost de-a dreptul spectacular. După un schimb de focuri, polițistul Rick Grimes nimerește în spital, unde petrece câteva zile într-o stare de inconștiență. Revenindu-și, el înțelege că în spital s-a întâmplat ceva îngrozitor. Pereții sunt ciruiți de gloanțe, dar pe jos sunt cadavre, sau mai bine spus, rămășițe din acestea. Încercând să priceapă ce se întâmplă, Rick iese afară, unde îl așteaptă un tablou și mai înspăimântător. Terifiat, eroul principal pornește în căutarea soției și feciorului. Și această sarcină nu va fi ușoară, aducând în viața fostului polițist oameni de toate tipurile, de la cei mai nobili și demni de respect până la adevărați monștri lipsiți de scrupule. Cei 100. A trecut aproape un secol de la catastrofa nucleară de pe Pământ. Singurii oameni scăpați cu viață se află pe stațiile spațiale care orbitează în jurul planetei devastate. Pentru a facilita supraviețuirea, navele se unesc într-o megastructură supranumită Arca. Plasați în condiții extreme și fără posibilitatea de a supleni resursele necesare, conducerea stației orbitale menține o disciplină severă, dar orice infracțiune, cât de neînsemnată nu ar fi, se pedepsește cu moartea. Înțelegând că aflarea în spațiu nu este o soluție salvatoare, ideea despre revenirea pe Pământ devine tot mai ispititoare. Pentru a cerceta dacă condițiile de pe planetă sunt prielnice pentru organismul uman, pe Pământ sunt trimiși 100 adolescenți delicvenți. Aterizând, tinerii nimeresc într-o lume cu totul diferită celei cu care s-au obișnuit, minunată și periculoasă în același timp, fiind nevoiți să se confrunte cu triburile barbare și mutanții care populează planeta. Supraviețuitorii. Un virus îngrozitor supranumit gripa europeană practic a exterminat specia umană. Au supraviețuit doar cei care au avut imunitate născută sau, ca prin minune, s-au recuperat după boala ucigașă. Guvernele nu mai fac față situației și cei puțini rămași în viață sunt lăsați în voia sorții. În centrul atenției se află un grup de persoane care au supraviețuit pandemia și s-au trezit peste noapte într-o lume complet diferită, lipsită de beneficiile civilizației. Derutați de cele întâmplate, eroii principali trec printr-o perioadă grea, deoarece au de înfruntat nu doar schimbările impuse de virusul ucigaș, dar și moartea celor dragi. Una din eroinele principale este Abby Grant, care după ce și-a revenit după boală, începe căutarea feciorului Peter, dispărut fără urmă. Întâlnindu-se pe drum cu alți supraviețuitori, Abby înțelege că pentru a ușura existența, ei trebuie să se unească. Formând o echipă, personajele principale vor fi nevoiți să lupte pentru resursele limitate, dar și să învețe să conviețuiască împreună. Atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la sfârșitul acestui video. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.